Ziua, prieteni, după cum v-am promis, fac un video în care să vorbim despre accidentele ce se pot întâmpla într-o fermă de căprițe și, din păcate, pagube destul de însemnate datorită acestora. Profit de faptul că este duminică, nu avem atât de mult de muncă. A plouat și azi dimineață iarăși. Dar acum a ieșit soarele, s-a mai uscat un pic iarba. Am lăsat un pic căprițele să mai se delecteze cu o gură de iarbă verde. Și așa, de la umbra gardului, încerc să vă vorbesc despre aceste pagube care se produc datorită accidentelor dintr-o microfermă de căprițe sau dintr-o gospodărie. Accidente valabile pentru toate animalele, nu doar pentru căprițe, dar în special pentru căprițe, pentru că, după cum știți, ele sunt cele mai curioase din fire și orice văd suspect, orice văd nou, încearcă să-l prindă cu gura, să-l tragă cu dinții și astfel se pot produce multe accidente, dar părerea mea este să începem încă cu începutul, adică încă cu fătarea. Când o capră fată, iedul în primele minute este foarte plăpând și, după cum am vorbit și cu un abonat, când erau perioadele de fătare la mine, știți bine că eu am apa la capre în găleți mari de 20 de litri pentru că nu am curent tras în fermă și nu pot să pun hidrofor, să le pun adăpători automate. De aceea mă descurc cu găleți mari. Pun câte două găleți pline ca să aibă de dimineața până seara. Iar în momentul în care fată și, de exemplu, dacă o găleată de apă este în apropiere, este plină și este de 20 de litri mare, cum v-am spus, poate să fie chiar în momentul acela capra în preajmă și să fete, să cadă iedul direct în găleată și astfel să se nece iedul mic. Până când venim noi, îl găsim înecat în găleată, deci în momentul fătării trebuie evitate aceste surse de accidente. De asemenea, se știe foarte bine că în adăpostul caprelor și în zona unde stau caprele, unde au acces caprele, evităm să tragem fire electrice, cabluri electrice, pentru că, după cum v-am spus, ele tind să le rupă și vă dați seama, în momentul în care taie, secționează un cablu electric, se electrocutează și, de asemenea, survine decesul caprei. Deci, am spus de fătare, am spus de cablurile electrice, iarăși, nu este bine să avem în adăpost sau în locul unde au acces caprele tot felul de ațe, de sârme lăsate anapoda, pentru că caprele, din curiozitate și din agitația lor, se știe bine că o capră umblă mult în decursul unei zile, se pot încălci în acele ațe, în acele sârme și se pot chiar și strangula. Ați avut un exemplu recent în media. Atunci, iarăși, când sunt iezii mici, trebuie avut grijă să nu aibă acces alte animale la ei. De exemplu, cum am avut eu pățanea aia cu ieduța lui bătrâna, nu știam ce a pățit, am găsit-o moartă lângă țarcul, lângă ocolașul scroafei. În prima fază am crezut că a lovit-o ceva capră, dar a doua, a treia zi, în timp ce mulgeam caprele, am auzit un zbierăt de ied afară, iar când am ieșit din grajd, am văzut scroafa cu spume la gură de agitație ce s-a agitat și o ieduță cu urechea umedă, cum a prins-o scroafa prin acele ochiuri de plasă sudată de la ocol și a tras-o, ia porc, orice porc prinde, are tendința să tragă și se știe că au o forță foarte mare. Deci pur și simplu a tras-o și a rupt gâtul.
La cea eduță am reușit de am salvat-o, deci i-a rupt gâtul la prima de la bătrâna, așa am concluzionat. A doua eduță care a pățit același lucru, am reușit de am salvat-o pentru că nu era un pic mai mare Ada și nu a avut forță să o tragă chiar așa puternic. Am frecționat-o peste tot și am reușit de am pus-o pe picioare, dar când am ajuns la ea, vă dați seama, era căzută jos, dădea din picioare, agoniza, pentru că a fost un șoc foarte puternic, probabil tot la nivelul gâtului, dar din norocul ei a supraviețuit, probabil fiind un pic mai mare, cam de o lună, o lună și. Deci, de evitat ca iezii să ajungă în zone unde sunt alte animale sau câini. De exemplu, cum o am eu pe Sasha, am evitat să o las pentru că nu știu reacția câinelui. De exemplu, în primăvară, să fie iezi mici, posibil să dea cu laba pe unul sau să-l omoare, să-l prindă de cap, de gât. Deci, accidente ce se pot întâmpla sunt și datorită celorlalte animale domestice, deci de evitat ca, virgulă, căprițele sau iezii acestora să ia contact cu aceste animale. Acum, bineînțeles că dacă suntem noi în preajmă, este altă treabă, dar dacă căprițele sunt singure, trebuie să avem grijă să evităm aceste întâmplări nedorite. Ce ar mai putea fi, ce accidente s-ar mai putea întâmpla. Tot așa, să avem grijă pe unde au acces căprițele, să nu fie fântâni deschise, cum sunt la țară, fără înălțătoarele alea. Caprele pot, prin mișcarea lor, pot să cadă în fântâni. Ce ar mai putea fi, da, cum a întâmplarea mea recentă, din care am avut de învățat, dar am și avut pagubă destul de însemnată. Un ied ca Emir, ajungând undeva la 300 de euro la momentul actual. Deci, să evitați să băgați, mai ales în perioada de montă, să băgați un țap tânăr de 6-7 luni cu un țap matur, așa cum este prințul, pentru că ei au tendința să se lupte pentru supremație și vă dați seama că un țap tânăr nu are cum să-i facă față unui țap matur. Iar dacă căprițele sunt în locuri închise, cum sunt și la mine, lângă grajduri, lângă garduri, țapul matur sau o altă capră poate să lovească acel ied în zona toracică, este cel mai periculos, sau în zona membrelor, se rupe un membru, sau în zona abdominală se sparg organele interne, mațele, stomacul, spleena, ficatul, ceea ce s-a întâmplat și cu Emir, mai mult ca sigur. Acum nu știu cine este vinovat, ori prințul, care se apropie amenințător de mine și acum, ori altă capră, v-am spus și în video anterior că în momentul în care le-am băgat de aici din spate în grajd, am auzit pe Emir zberând, ca și când l-ar fi lovit cineva. Atunci probabil l-a lovit ori prințul, ori altă capră. Deci, de evitat aceste imixtiuni de animale care n-au fost între celelalte capre, deci cum a fost Emir separat de capre, ele caprele sunt destul de teritoriale, de posesive și nu acceptă alte animale, alte capre în turma lor, fără luptă. De aceea evit și eu să duc alte căprițe între căprițele bătrâne, pentru că s-ar lupta toată ziua, s-ar bate de țap, ce să mai vorbim. Cel mai bine este să avem un țap la 20-30 de capre sau se pot lăsa și doi și mai mulți țapi, dar acei țapi să fi fost împreună mai mult timp înainte. Deci este de evitat separarea unei capre. De exemplu, avem o capră cu probleme,
o separăm ca să o tratăm. Trebuie să evităm să o ținem 2-3 luni separată sau și măcar, nici măcar o lună, pentru că în momentul în care o băgăm în efectiv, pur și simplu toate vor fi pe ea. Domnul Mihai Filip, cu mătrul meu, poate să confirme acest lucru. Cred că chiar anul ăsta a avut un exemplu de genul ăsta, o capră care a ținut-o separat să o trateze. În momentul în care a băgat-o în turma mare, au bătut-o până au lăsat-o la pământ. Deci poate să și moară animalul de la atâtea lovituri. Iarăși alte accidente care, după cum spun eu și am mai spus-o, sunt toate datorită crescătorului, din neglijența crescătorului sau din nepricepere, cum am fost eu, n-am știut că un țăpișor mic poate fi omorât de unul mare. Deci, în momentul în care lăsăm caprele la păscut, trebuie să știm unde le lăsăm, să știm zona, să știm că nu au acces câini sau animale sălbatice în acea zonă, pentru că, de asemenea, și câinii pot provoca pagube însemnate, atacând mai ales câinii fără stăpân, câinii sălbatici. Pot ataca căprițele și pot să le omoare chiar, să le sfâșie. Deci, avem animale, avem provocări, avem multe de ținut cont și de luat măsuri pentru a evita accidentele nedorite care, după cum ați văzut, se soldează cu moartea animalelor și cu pagube. Chiar acum mai îmi vin în minte, dar cred că și dumneavoastră ați mai pățit și mai știți multe exemple de posibilități de accidente, mai ales la căprițe, care, după cum am spus la început, sunt foarte curioase. Nu sunt ca oile să fie toate la turmă, să își vadă de păscutul lor. Căprițele, dacă nu explorează, dacă nu verifică orice obiect străin, nu sunt sănătoase. Și de aici li se pot trage multe probleme, multe pagube, decesul acestora. Iarăși, tot așa din neglijența noastră, este de evitat ca, virgulă, căprițele să aibă acces la butoiul cu cereale măcinate, unde le deținem, unde le depozităm, pentru că pot să mănânce neștire și pot să se umfle, să crape stomacul în ele și iarăși să survină decesul. Iarăși trebuie evitat să lăsăm la îndemâna caprelor medicamente, substanțe de dezinfectat, de ierbicidat, de otravă de șobolani, pentru că ceea ce credem noi că este necomestibil pentru capră poate să fie cel mai bun supliment. Ele au gusturi ciudate. Mănâncă de multe ori ceea ce credem că n-ar mânca niciodată. Chiar am vorbit cu un domn, un prieten de-al meu, care mai cosește într-o grădină care o are el și iau lucernă de la el pentru căprițe. Mi-a povestit că a avut o mătușă la țară care avea capre și au avut acces la ulei ars de mașină. Au zis că pur și simplu au băut uleiul ca pe apă, numai ce se lingeau pe bot. Acum ca norocul că nu au murit caprele, dar zice că o săptămână a avut laptele numai gust de ulei ars. Dar vă dați seama, putea să fie altceva acolo, să fie ierbicid sau să fie ceva substanțe pentru stropit pomi sau pentru muște, pentru dăunători, otrăvuri. Deci și acestea trebuie ferite, astfel încât caprele să nu aibă acces niciodată la ele. Deci trebuie
Nu este chiar așa simplu nici cu căprițele, că avem căprițe și le lăsăm să facă ce vor ele, pentru că avem și pierderi. Trebuie evitat și trebuie avut mare grijă. Dacă aveți și dumneavoastră exemple, scrieți-le în comentarii, ca astfel încât cei la început cu această îndelenicire să învețe din pățănile noastre. După cum este o vorbă din popor, cel mai bine este să înveți din greșelile altuia, nu din greșelile tale. Pentru că dacă înveți pe propria piele, te simți la buzunar, ai pagube. Prințul se face tot mai frumos, mai un pic și ajunge la culoarea lui originală, termină cu năpârlirea. Deci, cam despre asta este vorba în video de astăzi. Sper că v-au fost de folos și vă vor fi de folos aceste informații. Și chiar vă rog să lăsați în comentarii care mai aveți căprițe ce ați mai pățit și dumneavoastră, astfel să poată concluziona ceea ce s-a la început și să evite aceste întâmplări nedorite. Nu vreau să vă rețin prea mult, mai mult decât trebuie, pentru că nu e bine. Vă doresc și dumneavoastră spor la muncă. De mâine iarăși ne apucăm de fân. Trebuie să mă duc în grădina aceea unde am iarba pe jos. Acum sperăm că nu va fi distrusă complet, pentru că a plouat-o de vreo 4 ori în 2 zile, dar vara este bine că este și cald și se usucă repede, nu apucă să se hămușească, să se mucegăiască. Mâine voi rezolva, mâine dimineață voi grebla și voi întoarce și mâine seară, eventual, mă voi ruga de prietenul meu cu balotiera să vină să o baloteze. Iarăși mâine cred că voi tăia lucerna în cele două locuri de afară, cele 30 de arii cam în total, pentru că se anunță o săptămână fără ploi abundente. Acum chiar dacă vor fi câteva rafale, nu este chiar așa pericol, pentru că se și usucă. Deci, spor la treabă, poftă bună la masă, că este duminică, dacă nu ați mâncat încă. Eu am mâncat mai repede, înainte să vin la căprițe. Și ne auzim cu următorul video. La revedere!